Sunteți în căutarea unei gustări delicioase, pline de savoare și perfecte pentru a vă răsfăța simțul într-o zi agitată? Ei bine, am pregătit aici ceva special pentru voi. Fursecuri cu ovă și scorțișoară, echilibrate, oferind nu doar un gust bun, ci și nutrienții esențiali pentru a vă susține în timpul zilei, fie că sunteți la birou, la școală sau în sala de sport. Și dacă îi faceți la air fryer, cum am făcut eu, este și mai bine. Hai să vedem ce și cum. Iar la finalul clipului aveți și un pont. Pentru a le pregăti avem nevoie de un ou, 150 de grame fulgi de ovăz mai groși, deci unul din aceia foarte fin, 75 de grame de făină, 40 de grame fulgi de cocos, o fiolă de esență de vanilie, un pliculeț praf de copt, adică 7 grame, zahăr brun după gust, eu am folosit aici 75 de grame, dar merge chiar și mai puțin, o linguriță de scorțișoară, 75 de ml de ulei și 100 de ml de lapte. Eu am folosit lapte vegetal de cocos, dar e bun absolut orice lapte aveți la îndemână. Pentru început adaug oul în bol, după care îl bat foarte bine cu furculița. Urmează apoi uleiul, laptele vegetal în cazul meu, esența de vanilie, și scorțișoara, pe care apoi le omogenizez foarte bine cu ajutorul unei spatule. Acum urmează ingredientele uscate, adică zahărul, fulgii de cocos și fulgii de ovăz. Toate acestea vor fi din nou încorporate cu ajutorul spatulei, până se va obține o compoziție densă și chiar lipicioasă. Mai trebuie adăugat praful de copt și făina în tranșe, care se încorporează treptat. Așa arată compoziția finală, care se lasă deoparte câteva minute până pregătim tava și hârtia de copt. În această perioadă, aluatul se va umfla puțin datorită prafului de copt. Pentru că aluatul meu este destul de lipicios, va fi porționat cu ajutorul unei cupe de înghețată înmuiate în apă, de fiecare dată. Am luat acum cantitatea necesară pentru un fursec și îl așez pe tava tapetată cu hârtie de copt. Procedez la fel și pentru următoarele fursecuri. În această tavă încap 5 bucăți. Este nevoie de spațiu suficient între ele, deoarece la copt, fursecurile acestea se vor lăți și vor crește destul de mult. Se aplatizează ușor cu mâna sau cu dosul unei linguri umezite în apă. Acum e timpul ca aceste fursecuri să meargă la copt, la air fryer, unde se vor coace cam 10 minute la 180 de grade. Fursecurile fierbinți se întorc cu grijă pe partea cealaltă, cu grijă deoarece sunt foarte fragile în acest stadiu. Se reintroduc în air fryer, unde vor mai sta încă 2-3 minute, tot la 180 de grade, timp în care se coc foarte bine pe ambele părți și vor deveni crocante și delicioase. Așa arată imediat după coacere.
se lasă în tavă câteva minute să se răcorească, apoi cu foarte mare grijă se așează pe un grilaj de bucătărie. Atâta vreme cât sunt fierbinți, fursecurile sunt sfărmicioase și fragile, dar pe măsură ce se răcesc devin mai ferme și mai rigide. Având în vedere faptul că aparatul este deja încins, următoarea tavă de 5 fursecuri va sta la copt 8 minute la 180 de grade pe prima parte, iar pe partea cealaltă tot încă 2-3 minute, tot la 180 de grade. Din cantitățile menționate de mine în această rețetă, se obțin între 12 și 15 bucăți. Eu am obținut 15 fursecuri, deci a fost nevoie să coc 3 tăvi. Am filmat aceste cadre să vă dați seama cât de mari mi-au ieșit fursecurile. Îmi acoperă ceașca de cafea, deci pot fi și un capac numai bun pentru ea. Spuneam că am un pont pentru această rețetă pentru voi. Dacă folosiți ceva mai puțină făină, adică așa cam cu 10-20 de grame mai puțin, fursecurile se vor lăsi mai mult la copt, vor ieși mai plate și mai ușor sfărmicioase, dar și mai crocante. Dragii mei, aceasta a fost rețeta rapidă de astăzi. Sper că v-a plăcut și că o veți încerca și voi. Acum vă spun la revedere și vă aștept cu drag la rețeta următoare. Nu uitați să vă abonați la canalul meu și să vă activați notificările, iar YouTube vă anunță când postez noutăți, ceea ce va fi destul de repede. Toate cele bune și ne auzim curând!